El este acela care în zile vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus, adică asupra persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos, avem multe de zis, lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărul începător al lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie în noi iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Există trei etape în viața creștină. Cel de afară, negru, este neîmpăcat cu Dumnezeu, este piramida aceea cu susul în jos despre care am vorbit dimineața. Dacă faci pasul de la 1 la 2, ai trecut prin poarta crucii, ești născut din nou prin harul, prin Duhul lui Dumnezeu, dar ești un prunc în Hristos. Și autorul spune să mergem în grabă spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia și el înșiră lucrurile. Acum, de unde vine pericolul, dragii mei? Din felul în care gândim planurile lui Dumnezeu. Un prunc este întors spre sine însuși. Dacă aveți copii prea acasă, vedeți cât de greu este să-l scoți din ale lui. Un copil se naște gândindu-se la el și probabil că moare gândindu-se la el. Și ăsta este egocentrismul pe care păcatul l-a adus în viața noastră. Dar un prunc, tocmai din pricina aceasta, pentru că nu poate ieși din el însuși, nu se poate gândi la altceva decât la sine, la nevoile lui și la ce câștig poate să aibă, inclusiv pe urma lui Dumnezeu, este în pericolul apostaziei. Dragii mei, a răstigni din nou pentru tine pe Fiul lui Dumnezeu și a-l da să fie batjocorit, înseamnă să te întorci înapoi de la 2 la 1. Întrebarea este cum este posibil să se întâmple așa ceva. Atunci când este vorba de mine și de nevoile mele, Dumnezeu mi-a dat destulă înțelepciune să aleg calea cea mai simplă. Cu alte cuvinte, dacă pot cumpăra mai ieftin, mai facil, doar nu să mă complic cu lucruri mai complicate, mai grele, mai costisitoare. Vorbeam dimineață de suferința celor cărora este adresată cartea 1 Petru. Dragii mei, dacă eu pot obține iertarea lui Dumnezeu, simplu venind cu miel, nu-i foarte mare pagubă și nici prea mult timp să-mi ia și eu pot să plec acasă iertat sau pot să zic o rugăciune simplă și am terminat problema, eu cred că n-ar trebui să mă complic, ci ar trebui să apelez la lucrurile acestea simple. Problema este că întregul Vechi Testament ne-a lăsat fără cel mai important lucru despre care am vrea să vorbim în seara aceasta. Ne aflăm la cina Domnului, la masa Domnului. Dragii mei, cum ar fi ca cel puțin în următoarele luni, când ne adunăm în jurul mesei Domnului, să încercăm să ne desprindem de noi înșine, să privim la Domnul Iisus Hristos, să încercăm să înțelegem persoana și lucrarea Lui, care n-a făcut-o doar pentru noi. În primul rând a făcut-o pentru Tatăl Ceresc. Pe El a venit să-L mântuiască din fața oricăror acuzații, deoarece El a trecut păcatele cu vederea când a zis că plata păcatului este moartea.
Dacă aș reuși să mă desprind de mine, de nevoia mea de iertare și m-aș duce să vedem ce-i cu dreptatea, cu onoarea Tatălui, poate că am dat o nouă semnificație cinei Domnului. Cu siguranță, Hristos n-a venit să facă doar pentru Tatăl anumite lucruri, a venit să facă și pentru mine. Prin sângele Lui obțin iertarea păcatelor, desăvârșirea cerută de cugetul meu. Dar aș vrea să mă întorc la o scurtă recapitulare, pentru că lucrurile astea sunt neobișnuite pentru mintea noastră. Acolo ne-am vorbit despre faptul că prin moartea sa, Domnul Iisus a ratificat noul legământ. Noul legământ este Noul Testament. Un testament este ceea ce cineva lasă urmașilor săi. Poate are o avere colosală și dacă mă gândesc la Dumnezeu, cred că El are foarte multe să ne dea, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Știți care e problema? Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pare rău. Și asta spune un văzător păgân, Balaam. Ce-a promis oare nu va face, ce-a făgăduit oare nu va împlini. El a făcut testamentul, a scris testamentul cu mâna lui. Există o problemă. Și aș citi câteva versete din capitolul 9 din Evrei. Într-adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc și moartea celui ce l-a făcut. Dacă Dumnezeu a făcut testamentul, Dumnezeu trebuia să moară. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie să aibă loc neapărat și moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. Dragii mei, noi nu ne gândim la lucrurile astea, de obicei venim, luăm iertarea și plecăm acasă, ne simțim bine, ne simțim odihniți pentru că ne-am rezolvat problema. Gândiți-vă o clipă la Dumnezeu. El a făcut promisiuni incredibile prin Ieremia, noul legământ. Că aceste promisiuni să fie valabile pentru mine, pentru tine, Dumnezeu însuși trebuia să plătească. Testamentarul fiind Dumnezeu, numai Dumnezeu putea muri pentru ratificarea legământului. Dacă Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prin moartea sa, El, dragii mei, n-a putut valida testamentul. Noi suntem cerșetori în continuare. Din toate extraordinarele promisiuni ale lui Dumnezeu, nu avem absolut nimica. Dragii mei, toate acestea au cerut moartea celui care este. Celui care este. Prin moartea sa, El a apărat onoarea lui Dumnezeu, practic validând, ratificând promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Cu alte cuvinte, Hristos a venit nu pentru noi mai întâi, ci pentru Tatăl mai întâi. Când Tatăl a făcut o promisiune, El a trebuit să o țină. Dacă Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, evreii au dreptate. Noi trebuie să așteptăm un alt Hristos. Dragii mei, cina Domnului n-are absolut nicio valoare, este un ritual fără semnificație. Trebuie să ne întoarcem la sărbătorirea Paștelui Vechi Testamental. Dar pentru că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, testamentul este valid. Domnul Iisus a apărat onoarea Tatălui, ratificând testamentul făcut de El. Observați, mai întâi privesc spre Tatăl, privesc în sus. Dar cu siguranță moartea Lui mare și pe mine în vedere. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. La cina Domnului, în primul rând, mă uit la Tatăl și mă bucur că este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care zice și se face, promite și se ține de promisiune. Dar în al doilea rând, testamentul a fost ratificat și de aceea sunt moștenitor, moștenitor de drept. Observați, acum am întors la implicațiile morții Domnului Iisus, nu pentru Tatăl, ci pentru mine. Sunt moștenitor de drept, dar nu pot intra în moștenirea mea. Nu pot intra în moștenirea mea pentru că înaintea Tatălui Ceresc, în templul Ceresc, sunt anulate toate păcatele din universul acesta. Există o diferență uriașă între a ierta păcatul și a șterge păcatul. În seara aceasta nu vrem să vorbim despre iertarea păcatelor, ci despre ștergerea păcatelor. Dragii mei, când mă gândesc la lucrarea Domnului Iisus Hristos, în primul rând nu uitați, El a ratificat testamentul ca dreptatea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu să rămână în picioare. Dar în al doilea rând, El a făcut mai mult decât să ne ierte păcatele. El a șters păcatele. Ce înseamnă lucrul acesta? L-aș chema pe Manu să ne spună.
care urmează, o să vorbim despre ștergerea păcatelor, dar așa cum ați auzit deja, de dragul Tatălui. Mi-ar fi plăcut să vin în fața dumneavoastră și să vă spun lucruri pe care le trăiesc de o bună bucată de vreme. Însă trebuie să vă fac o mărturisire. În discuțiile pentru pregătirea acestei serii și în timpul de studiu, mi-am dat seama cât de mare este lucrarea Domnului Iisus Hristos și cât de puțin stau eu să mă minunez în fața ei. A fost atât de mare încât, din punctul meu de vedere, singurele cuvinte care îl s-ar potrivi ca să o descrie sunt cele ale lui Pavel. Acum cunosc în parte, dar atunci, abia atunci, vei cunoaște pe deplin. Și va veni o zi în care noi toți vom tăcea. Pentru că într-un cer nou și un pământ nou, Dumnezeu nu ne va da doar un trup nou, ci ne va deschide și mintea ca să pricepem pe deplin. Și atunci când noi toți vom tăcea, va vorbi El. Și la fel ca și acum, cred că eu va trebui să-mi plec din nou capul în umilință și cu rușine. Pentru că am îndrăznit ca până și în fața crucii lui Hristos să gândesc și să mă apropii în mod egoist. Am îndrăznit să mă gândesc la Fiul lui Dumnezeu murind și tot ce să fie în mine, să fie ce pot să obțin de la El, să gândesc ca un profitor, ca un prădător. Tot ce câștig eu de acolo, tot ce îmi rămâne mie, tot ce îmi iasă mie. Și o să-mi plec capul din nou, cu rușine. Pentru că am știut să mă opresc mai des la ce câștig eu, la ce îmi dă mie El. La păcatele mele care sunt iertate, decât să mă gândesc la zbuciumul lui Dumnezeu adunat veacuri la rând. La zbuciumul lui în fața păcatelor, la felul în care El s-a putut liniști în fața păcatelor mele. De cele mai multe ori, eu m-am oprit la cruce numai ca să storc ceva de acolo, ca să obțin ceva, ca să câștig ceva, ca să mai fiu iertat odată. Și autorul epistolei către evrei, din care ți-au auzit deja câteva versete, nu face acest lucru. El nu se mulțumește numai cu atât. El face mult mai mult. El parcă stă blocat de uimire în fața lui Dumnezeu. Pentru că îi înțelege parcă tot zbuciumul pe care Dumnezeu l-a adunat secole la rând în inima lui și toată povara păcatelor. Și parcă e martor la toată lucrarea Domnului Iisus Hristos pe care El o face în ceruri. Și după aia e martor la bucuria și la eliberarea din inima lui Dumnezeu când El șterge păcatele. Și abia atunci El se întoarce spre noi și le povestește și nouă, ne învață despre ele. Și se uită la Domnul Iisus Hristos în așa fel încât ține cu dinții parcă de El și parcă nu vrea să scape nimic, nimic, nici măcar atât din lucrarea Lui. Totul trebuie să fie a Lui. Iată una din afirmațiile care, cred eu, este o afirmație de căpătâi, autorul epistolei către evrei cu privire la lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Este cu neputință, spune el privind înapoi, ca sângele taurilor și al sapilor să șteargă păcatele. Dar cum adică? Cum e cu neputință? Dar ce au fost jertfele? Era o farsă? Era o glumă? Era un ritual simplu? Era o joacă? Cu alte cuvinte, erau degeaba? Dacă era cu neputință să șteargă păcatele. E bine, ca să răspundem la această întrebare, trebuie să înțelegem mai întâi ce este păcatul. Și cel mai rapid și cel mai eficient putem înțelege ce este păcatul, primind ajutor de la Iacov. Dați-mi voie să vă citesc versetele 14 și 15 din primul capitol al epistolei lui. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Iacov folosește aici două imagini. Prima este din pescuit. Pofta este o momeală pe care noi o înghițim.
Și în momentul în care noi înghițim pofta, Iacov schimbă imaginea. Și pofta devine o femeie stricată, ca cea pe care o găsiți în Proverbe, în capitolul 5-9. O femeie stricată, cu care noi intrăm într-o relație de preacurvie și îl înșelăm pe Dumnezeu, călcăm legământul cu El. Și fiți atenți la felul în care termină el, versetul 15. Pofta, când a sămislit, dă naștere păcatului. Păcatul pentru Iacov și pentru Dumnezeu nu este o idee, nu este un concept, nu este o iluzie, ci este o realitate căreia noi îi dăm viață, noi o aducem în existență. Noi suntem părinții păcatului. Și ce este cel mai grav? Este că păcatul poate fi născut de noi și este născut de noi atunci când intrăm în acea relație de preacurvie cu pofta, dar nu poate fi distrus de noi. Și aici ajungem să înțelegem rostul jertfei. Aici o putem înțelege cel mai bine. Jertfa este soluția pusă de Dumnezeu la dispoziția omului pentru ca să mute păcatul de pe noi, ca să-l transfere. Pentru că păcatul e un copil pe care noi îl naștem, dar care nu se mai dezlipește de noi, noi nu-l putem nimici, nu-l putem distruge, cum spuneam. Pentru fiecare păcat care era mărturisit, pentru care se aducea jertfă, Dumnezeu îl declara iertat pe evreu. Dar păcatul mărturisit rămânea la cort. Evreul se putea duce la casă liniștit, iertat, eliberat. Dar păcatul gunoiul rămânea în casa lui Dumnezeu, la templu. Și odată pe an, marele preot aduna toate păcatele care erau strânse la cort și le muta în cortul ceresc. Păcatele nu se opreau în pustie, acolo unde murea, unde își sfârșea viața țapul pentru Azazel, ci le ajungeau în prezența lui Dumnezeu întotdeauna. Fiți atenți, vă rog, la cuvintele autorului epistolei către evrei. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu sânge, care nu era a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când, acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatele prin jertfa sa. Tot ceea ce se întâmpla la cort, la templu, era o închipuire a ceea ce avea să se întâmple, ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos în ceruri. Pentru că toate păcatele noastre ajungeau în prezența Lui. Și dacă Hristos a trebuit să curețe templul ceresc, înseamnă că acolo se opreau păcatele noastre, acolo erau depozitate. Toate păcatele pentru care Dumnezeu a spus iertare se opreau acolo. Mult timp eu am avut impresia că cerul a fost un loc curat pe care Dumnezeu l-a ferit de păcatele noastre. Și Domnul Iisus Hristos a făcut un lucru extraordinar când s-a umilit și a venit din acel loc extraordinar, pe pământ, pe pământul murdărit de păcatele noastre. Dar vreau să vă spun un lucru și mai extraordinar. Dumnezeu n-a ferit cerul de păcatele noastre. Și a trebuit să le adune acolo grămadă în cer pe toate. Și a trebuit să îndure veacuri la rând, aducerea lor aminte, povara lor,
a trebuit să-l lase pe diavolul, să le numere pe toate, să le vadă pe toate și să le strige în gura mare, în ceruri, ori de câte ori vroia el. Să ne aducă aminte și nouă că de la Adam și până la Domnul Iisus Hristos, nimeni n-a mai ajuns cu adevărat în prezența lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri au stat pe inima lui Dumnezeu și au fost povară pentru el. Până când a venit Domnul Iisus și le-a șters. Le-a șters din ceruri. Și a șters toată rușinea pe care diavolul a aruncat-o asupra lui Dumnezeu. Toate acuzațiile pe care le aducea un Dumnezeu care se pretinde drept, dar care secole la rând, nu o zi, nu două, ci secole la rând, tolerează păcatul, trece cu vederea, îl lasă undeva acoperit de, cu niște sânge de animal. Ștergerea păcatelor, atunci când ne întoarcem spre noi, așa cum ați auzit deja, este condiția împlinirii promisiunilor noului legământ. Cu aproape 600 de ani înainte să vină Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu își spunea trăirile inimii lui prin profetul Ieremia, dorința lui pentru noi, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Oricât de multe păcate ar fi iertat Dumnezeu în vechiul legământ, nu avea dreptul și nu putea să ierte niciunul, pentru că ele erau acolo, erau în prezența lui. Și același text pe care Ieremia îl aduce când vestește noul legământ, autorul epistolei către evrei îl citează din nou în epistola sa. Și el înțelege la fel ca și Ieremia că ștergerea păcatelor este condiția necesară pentru validarea noului legământ. Atunci când Ieremia ne prezintă noul legământ, el aduce o serie de promisiuni pe care le enumeră una după alta. Și la sfârșit, el aduce o promisiune care este în același timp și o condiție pentru toate celelalte. Căci, spune el, le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Ca toate celelalte lucruri să devină posibile, trebuia ca el să ne șteargă păcatele. Pentru ca toate planurile bune, cum în cuvintele lui Iov, pe care Dumnezeu le-a făcut cu atâta dragoste în inima lui pentru fiecare dintre noi, să poată prinde viață, să poată prinde contur, să devină realitate, trebuia ca Domnul Iisus să șteargă păcatele. Când cerul se deschide, înaintea lui Ioan în Apocalipsa, și în mâna Tatălui stă o carte pecetluită. Și când îngerul strigă și cheamă pe cineva vrednic ca să vină să o ia și să ducă la împlinire, la bun sfârșit, planurile lui Dumnezeu, nimeni nu îndrăznește, nimeni nu spune o vorbă, toți tac, nimeni nu face măcar un pas în față. Și tăcerea asta din cer îl doare pe Ioan și plânge în fața ei. Și acolo în ceruri este și va fi întotdeauna unul singur care a pășit în față, care a rupt tăcerea, care a putut face ceva pentru Tatăl, de dragul Tatălui. Și în fața lui tot cerul s-a dat și se va da la o parte întotdeauna. Și în fața lui orice genunchi se va pleca și toți se vor închina înaintea lui. Și avem promisiunea că și noi vom ajunge acolo. Dar până să ajungem acolo, cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face azi este să cântăm și noi cântarea pe care ei o cântă în fața lui. Eu n-aș ști să vă învăț nicio cântare de pe pământ, dar mi-e una de pe cer, din ceruri. Dar pot să vă citesc cuvintele ei. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Fiți atenți, vă rog, la accent. Pentru Dumnezeu. Cu sângele tău, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Și ei vor împărăți pe pământ. Amin.
Imaginați-vă dacă ați fi în Vechiul Testament și ați fi adus toate jertfele pentru păcat, voi ați fi trăit ca un om iertat, ca un om împăcat cu Dumnezeu. Dar ar fi trebuit să fiți lăsați în anticamera cerului, n-ați fi avut acces la Dumnezeu. În capitolul 9, versetul 15, Domnul Iisus Hristos, când a murit, a trebuit să rezolve această problemă nerezolvată a tuturor sfinților din Vechiul Testament. Un păcat iertat mă eliberează pe mine de povara despre care am auzit. Dar păcatul rămâne, dragii mei, pentru că eu îl aduc, îl nasc în existență. Și păcatul acela nu mai dispare. Manu spunea, vei Domnul Iisus și l-a șters. Și poate că v-ați întrebat, nu putea să le șteargă Tatăl mai repede? Nu, dragii mei, a șterge păcatul nu înseamnă a-l uita, ci a șterge păcatul înseamnă a lua în spinare și a-l căra în iad, în domeniile sau în magazia, dacă vreți, sau groapa de gunoi a Universului. Pentru că păcatul este adus în existență, născut de noi, trebuie să existe iad. Dragii mei, păcatele nu dispar, păcatele pot fi luate de pe noi și duse acolo unde ele aparțin. Deci nu uitați, a fi iertat de păcat și a avea păcatele șterse sunt două lucruri complet diferite. Dar acum aș întoarce puțin și spre noi, pentru că moartea Domnului Iisus Hristos ne vizează și pe noi, nu doar pe Tatăl. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de păcate pe care le-ați făcut, de care ați fost iertați, dar care sunt acolo undeva în conștiința dumneavoastră? Închideți ochii și începeți să le numărați. Cineva spunea miercuri seara la grup, dacă închid ochii, cred că trebuie să rămân cu ei închiși. Și foarte interesant este că mă pot întoarce zeci de ani în viața mea și să mi-aduc aminte de păcatele pe care le-am făcut. Îs bucuros că am fost iertat de ele. Dar observați, există o diferență între a ierta păcatul și a uita păcatul. Câți dintre noi ne aducem aminte de păcatele pe care alții le-au făcut împotriva noastră? De obicei eu dau mâna, zâmbesc, iert. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această libertate de a ierta. Dar atunci când omul acela apare în fața mea, e iertat din partea mea, dar mi-aduc aminte de lucrurile respective. Și mă dor într-un fel. Sau sunt foarte precaut pentru că mi-e frică să nu fiu rănit din nou, să nu fiu călcat din nou. Observați, este o diferență între a ierta păcatul și a uita păcatul. Ori cred că ștergerea păcatelor vorbește despre uitarea lor de către Dumnezeu. Dar să vă mai pun încă o situație. Poate că s-a întâmplat să greșiți cuiva. Ne duc aminte de o scenă. Era imediat după 90 și a venit un prieten din Statele Unite și am început să povestim. Lucrasem împreună destul de mult și m-a întrebat cum e după Revoluție. Și am început să îmi spun oful, da, imediat după Revoluție. I-am observat că pune pe masă ceva, dar n-am văzut că e un reportofon deschis. Și toată discuția noastră a înregistrat-o. S-a dus în America, a dat-o cuiva, a băgat-o pus-o în scris și a publicat-o într-o revistă. Când a apărut revista și am văzut ce e acolo, era să intru în pământ. Știu că imediat am plecat în Belfast și n-am avut liniște 6 săptămâni. A trebuit să vin acasă pentru că am pomenit 3 nume și erau publicate pe toate meridianele. Până când nu m-am întâlnit față în față cu oamenii respectivi și nu am cerut iertare, până atunci n-am avut liniște. Dar ori de câte ori îi văd, eu mă duc aminte de lucrurile pe care le-am spus. Și nu erau lucruri legate de caracterul lor sau de ce se întâmpla în țară la ora respectivă. Dragii mei, imaginați-vă valoarea acestui text. Nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Când vii la Dumnezeu și te iartă, Dumnezeu și uită. Dragii mei, când intru în prezența lui Dumnezeu, intru zâmbind, nu timorat, din pricina câtor lucruri am făcut împotriva Lui, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să șteargă păcatele, le-a luat în spinare ca țapul pentru Azazel, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și le-a deșertat în închisoarea duhurilor, ne spune Petru. A fost omorât în trup, dar a înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Luați-le, sunt ale voastre. Și a curățit templul ceresc. A curățit templul ceresc. Un păcat șters este un păcat uitat. Un păcat uitat. Citesc un singur verset din 1 Ioan, capitolul 9.
capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este El, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele și ar fi putut să oprească aici. Dar Ioan continuă, bazat pe lucrarea Domnului Iisus Hristos, să ne curățească de orice nelegiuire. Imaginați-vă, nu doar că am un păcat iertat, ci El este luat de pe noi și aruncat în marea uitării. Să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Prin ce a făcut Domnul Iisus? Dumnezeu poate nu doar să ne ierte, ci poate să uite păcatele noastre. Să intrăm în prezența Lui cu inima complet liberă. Ca și cum am fi niște oameni născuți din nou. Oare de ce spune Pavel? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar aici vine partea mai grea. Scriptura spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Mie mi-este ușor să iert, îmi este mai greu să uit. Ori dacă Dumnezeu îmi spune că mi-a uitat păcatele, nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor și eu trebuie să urmez pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Dragii mei, Dumnezeu mă cheamă să învăț de la El, să calc pe urmele Lui, să urmez pilda Lui. În Coloseni, capitolul 3, versetul 13, Pavel scrie, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Hristos pe voi, așa iertați-vă și voi. Iertați-vă unul pe altul după modelul lui Dumnezeu. Ne apropiem de cina Domnului. Și acum că începem să înțelegem tot mai mult din ce a făcut El, nu din ce ne-a făcut nouă. Dragii mei, ascultați textul acesta, care l-a auziți la fiecare cină. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, nu spre pomenirea voastră, spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Nu doar ce înseamnă moartea pentru voi, ci moartea Domnului în toată complexitatea ei. Ce a însemnat în primul rând pentru Dumnezeu Tatăl și apoi ce a însemnat pentru fiecare dintre noi. Vestiți moartea Domnului. Dragii mei, n-ar trebui să ne întrebăm, înainte de a întinde mâina în blid, de fapt ce vestesc prin gestul acesta? Vă spun sincer, an la rând, așa cum spunea și Manu, am fost egoist chiar și în fața crucii. Am întins mâna în blid gândindu-mă la mine, la ce mi-a făcut mie, la ce am câștigat eu în urma morții Lui, în loc să mă gândesc la El și la ce a făcut El, în primul rând pentru Tatăl și apoi pentru noi. În primul rând, ce a făcut El, apoi și numai apoi, ce ne-a făcut El. Am văzut că El a ratificat noul legământ și suntem moștenitori, slăvit să fie Dumnezeu. Dar am văzut că a șters păcatele, le-a adunat din cortul ceresc, l-a eliberat pe Tatăl de povara aceea care o purta de milenii. Și de aceea a venit să întindem mâna în blid, nu gândindu-ne la noi, ci gândindu-ne în primul rând la El. Cum ar fi să zic prin gestul meu, Doamne, mulțumesc că mi-ai iertat păcatul, dar îți mulțumesc că ai făcut mult mai mult, Doamne Iisuse, ai șters păcatul meu. Și Tu, Doamne Tată, ai uitat păcatul meu. Ce eliberare extraordinară! Ce eliberare extraordinară! Iar apoi când va veni paharul, am putea să întindem mâna după el și să spunem, Doamne, ajută-mă nu doar să iert, ci să și, spuneți cu mine, ajută-mă nu doar să iert, ci să și
uit. Câtă libertate ar fi între noi, cât zâmbet, câtă bucurie, câte relații reparate dacă noi am reușit să facem mai mult decât să iertăm, să și uităm. Eu vorbesc limba maghiară și nu știu cât o pricepeți, dar este o vorbă în ungurește. Meg bocsájtó tam, de nem megy le a májamról. Csilla, poate ar putea să traduci tu, da? Te-am iertat, dar mi-a rămas încărcat ficatul. Asta este traducerea exactă. Dragii mei, din pricina aceasta sunt relații frânte între noi. Ne adunăm la cina Domnului să călcăm pe urmele Lui, să adăugăm la iertare uitarea și rezolvarea relațiilor dintre noi. Nu uitați, avem două lucruri de făcut. De două ori întindem mâna, odată după pâine, apoi după vin. În primul rând, uitați-vă la Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă la cerul acela curățit de păcat. Satan a fost luat de fundul pantalonilor și aruncat afară din ceruri. Ne spune Apocalipsa. Aruncat afară din ceruri. Cerul a fost curățit și a început cântarea sus în cer. Dar pe de altă parte, gândiți-vă că suntem chemați să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Veniți să ne ridicăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru trupul lui care s-a frânt. Pentru trupul lui care s-a frânt. Aș lua un microfon și ți-l aș da să te rogi pentru pâine. Doamne, am conștientizat în seara aceasta că în centrul planului Tău de mântuire nu sunt eu, nu suntem noi, nu e omul, ci ești Tu însuți. Doamne, ajută-ne să ne zmerim și să înțelegem acest lucru. Amin. Că planurile Tale Te privesc în primul rând pe Tine. De aceea toată slava, toată gloria, toată puterea, toată cinstea și onoarea e a Ta. Amin. Și ajută-ne să nu știrbim cu nimic toate aceste lucruri. Dar îți mulțumim, Doamne, pentru că în acest plan minunat ne-ai inclus și pe noi și prin harul Tău putem primi nu doar iertarea de păcate, ci ne putem bucura în prezența Ta de ștergerea lor. Amin. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că, deși n-am meritat cu niciun chip acest lucru, Tu, prin puterea Ta, ai promis că le și uiți. Doamne, ajută-ne să facem și noi la fel. Amin. Amin. Doamne, probabil nu numai mie, ci fiecăruia dintre noi, când se gândește la asta și cum o poate pune în aplicare în viața zilnică, are o strângere de inimă. Pentru că există răni, există dureri și, deși poate am iertat, uitarea nu ne stă în fire când privește aceste lucruri. Doamne, dă Tu vindecare peste inimile noastre și peste relațiile noastre. Și ajută-ne, Doamne, ca într-adevăr, prin faptul că ne împărtășim din același trup, să fim și în realitate mădulare unii altora și să fim trupul Tău. Ascultă-ne, Te rugăm, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vedeți, să ocupăm locurile.